descoperiri arheologice de senzații la Sănic Moldova, făcute de doi bărbați pasionați de istorie. Rămășițele pământești ale unor soldați români căzuți în primul război mondial au fost scoase la lumină împreună cu muniția, dar și cu obiectele lor personale. Cei doi prieteni, Gabriel Dăspinescu și Vasile Boboc, nu sunt la prima descoperire de acest fel. Zilele trecute, alți patru soldați români au fost găsiți de cei doi pasionați de istorie militară. Descoperirea făcută în vârful Cernica, pe raza localității Slănic Moldova. Noi am ajuns cu detectorul aici pentru a face o cercetare, pentru un articol, se numește Arheologie de război. Ajungând în zona respectivă, condițiile meteo nu a fost un obstacol, am ajuns la un efectiv de 9 schelete a unor ostași români din primul război mondial. Am săpat cu grijă, s-a găsit muniție activă, s-a găsit obiecte de efect militar și foarte multe lucruri. S-a săpat încet, cu grijă, ca să putem scoate la suprafață adevărata istorie a armatei române care a luptat aici, în zona asta. În urma detecției făcute astăzi, a fost descoperită o groapă comună cu osemintele a 9 ostași români din primul război mondial, din regimentul 80, precum și muniția aferentă din dotare și obiecte personale.